Hei, salutare prieteni, eu sunt AG Football. Bine v-am găsit la un nou episod din cariera cu Wolfsburg. Astăzi vom juca împotriva celor de la Mainz în Bundesliga și apoi un meci extrem de important, meciul care ne poate asigura calificarea în optimile UEFA Champions League. Este vorba de meciul împotriva celor de la Juventus Torino. Va fi un derby adevărat. Data trecută, după cum probabil că cei care au văzut video știu, am reușit o victorie senzațională, 3-0 cu Real Madrid. Dacă nu ați văzut meciul, vă recomand să-l vedeți, deoarece a fost unul senzațional, un meci superb. Și acum să înceapă meciul împotriva celor de la Mainz. Voi juca cu cea mai bună echipă, cred, pentru că apoi avem o pauză de 2 săptămâni până la următoarea partidă, ceea ce ar trebui să fie suficient pentru a ne putea odihni jucătorii. Ei bine, băieți, aceasta va fi echipa pentru meciul cu Mainz. 5 minute legendary, slidere mai grele pentru a face jocul mult mai dificil și să înceapă partida. Meci de bun de această oră în Bundesliga, etapa cu numărul 13, FSV Mainz primește vizita celor de la VfL Wolfsburg, un meci extrem de interesant. Julian Draxler este acolo, se vorbește despre el și să înceapă meciul, să înceapă partida. Mainz-Wolfsburg. Ronaldo, depășit ușor, scoate Castils! Centrarea Castil se atamigea. A, respinge iarăși în corner. Sanchez preoșește viteza. Intră în fața lui Sanchez cu șutul. Șutul ăla prinde Curcii. Șut! Scoate Castil! Vine centrarea. Hai Castil, se mingea ta. Dar prinde-o, domne, nu mai boxa. Calinjuri cu un fake shot ușor. Fața lui Calinjuri cu finesul scoate. Iheanacho! Golasul du Wolfsburg, golasul du Kelechi Iheanacho! Foarfecă magnifică a nigerianului! Doar primiți această execuție! Ce frumos trimite Iheanacho din foarfecă! Sunt minunat, minunat! Foarfecă cu dreptul de șire de stângaci și trimite la vinclu, nici așa pentru portarul la venit. 1-0 pentru VfL Wolfsburg, Kelechi Iheanacho, 4 goluri staționare. Însă acesta este cu siguranță cel mai frumos. Castils! Ce Dumnezeu! Ce Dumnezeu a făcut Castils acolo? Dacă nu i-a respins în mingea aia, intra în poartă. Aici, cum a respins mingea Naldo, clar n-a fost gol, clar n-a fost gol la această fază. Naldo însă de pe linia porții respinge mingea pe care Casis o lăsase pur și simplu. Șut de la distanță, Cearhanoglu! Cum s-a dus mingea asta? Hakan Cearhanoglu, un șutor foarte bun de la depărtare și demonstrează aici clasa. Foarte aproape această minge de țintă, foarte aproape. Dacă ar fi șutat Cearhanoglu cu dreptul, cred că în acest moment vorbeam de un 2-0. Și de pauză, după 45 de minute, 1-0 pentru noi. O primă viză disputată, zic eu, o viză bună făcută de ambele formații, însă la pauză ne putem lăuda cu anaj pe tabelă grație golului acestui băiat, Kelechi Iheanacho. Da, și am revenit cu partea a doua după 45 de minute, 1-0 pentru Wolfsburg în fața celor de la Mainz Gormahkhat, în minutul 20 de nigerianul Kelechi Iheanacho. Oh, frumos trece Iheanacho aici. Scapă, Iheanacho cu șutul, gol! Cât de simplu, cât de simplu pare fotbalul atunci când Kelechi Iheanacho este la balon. Ce fază face noarul nigerian, super peste balonul, scapă ușor de primul adversar, avansează în care și cu șut năpraznic îl învinge pe portarul celor de la Mainz. Ce să-ți faci de asemenea mingii? Foarte puternic și tu, mingea mușcă și din transversală. Și ce face? 2-0! Nu! Scoate! Alo, ce pasă? Nu e penalti, arbitre. Aoleo, este penalti. Bă! Ai de capul meu! Nu e ăsta de roșu? Asta nu e intrare de roșu, domn arbitru. Vreau să văd reluarea. Asta nu e intrare de roșu nici un caz. Vreau să văd reluarea. Ba, da, e fault, e fault. Zic că dă pe mijloc. Dă pe mijloc, Cordoba, am avut dreptate. Bine, șo. Și pasă direct pentru Caligiuri. Caligiuri scapă.
Scapă oare și de ultimul adversar? Nu mai scapă. Curci prinde. Blocat! Ho, ho, ho! Ce greșeală face Curci acolo? Aproape, aproape să primească golul 3 de la... Ce? Curci greșește din nou! Caligiuri scoate Curci! Ce greșeli face Curci? Nu pot să cred! Este final de meci, final de meci! 2-0 pentru noi în fața celor de la Mainz. Victorie bună, victorie care ne ține acolo sus în clasament cu speranțe pentru a termina cât mai sus în campionat. Dar băi, acestea sunt statusurile după meciul cu Mainz. Am vins noi cu 2-0, meci bun făcut de noi. Așa că eu voi pune stop aici acest episod și voi reveni când vom ajunge la partida cu Juventus. Dar prieteni, am uitat să fac un lucru, mi-a lăsat în comentarii, doi dintre voi au zis să accept oferta Olandei, iar cineva e să nu accept, așa că 2-1 înseamnă că vom alege oferta naționalei Olandei de a fi noul lor selecționer. Dacă vreți tot să joc și amicalele, nu uitați să-mi spuneți în comentarii acum dacă vreți să joc și amicalele sau nu. Da, băieți, și am ajuns la meciul împotriva celor de la Juventus. Între timp am făcut 3 antrenamente cu jucătorii, iar singurul lucru notabil este că Çalhanoğlu a ajuns la 80 overe. Acum avem partida cu Juventus, după cum puteți vedea clasamentul în grupa noastră, noi suntem pe primul loc, Juventus pe 2, dar astăzi va fi o problemă mare. Ambii noștri fundași centrali sunt suspendați și va trebui să jucăm cu 2 rezerve să vedem cum se vor descurca aceștia. Așa, noi vom juca în... Așa și vom juca în negru. Și fără alte discuții, să începem meciul, un egal ne califică mai departe în Champions League. Volkswagen Arena, arena casa celor de la Wolfsburg, pregătit de un meci de gală. Oaspeții de astăzi sunt cei de la Juventus, se anunță o partidă electrizantă, un meci nebun de la această oră. VfL Wolfsburg, Juventus. Venim echipele de start, două echipe fel de puternice. Wolfsburg începe foarte cu Castils, pe linia de fundă. Vieirinha, Shaw, Schule și Nokia la mijloc, Sanchez, Gustavo, Çalhanoğlu, Draxler. Atacul este format din Caligiuri și Kelechi, Ihe, Anacho. Îl vedem pe Mario Mandzukic și pe Paulo Dybala, doi dintre jucătorii care cu siguranță astăzi vor pune probleme. Dar de partea cealaltă, Buffon în poartă, pe linia de punt, Bonucci, Barzagli și Chiellini la mijloc, Asamoah, Pogba, Lemina, Marchizzo și Cuadrado. În atac, Mario Mandzukic și Paulo Dybala sunt cei doi artizani. Și să înceapă meciul, să înceapă această partidă de gală. Luke Shaw. Shaw pentru... Sanchez pentru Ihe Anacho. Gol! Minutul 7, doar de 7 minute. A avut nevoie formația din Wolfsburg pentru a... crea o fază, ai trimite lui Kelechi Ihe Anacho, chiar nigerianul în vârstă de doar 18 ani să-l învingă pe mult, mult, mult mai experimentatul Gigi Buffon, cel mai comportat din istoria planetei, cumpărat pe 41,5 milioane de Juventus de la Parma în 2001, este vins de Kelechi Ihe Anacho. Centrare, oh! Ho, cum trece pe lângă gol Mandzukic aici. Chiar vă să vă reloarea. Castils n-avea nicio șansă. Nu era pe minge. Ah, stai. Hai, Șule. Nu, Șule. Mamă, ne trece glonțul pe la ureche. Am pasat greșit acolo și a fost aproape de gol Mandzukic. De data aceasta nu vom face aceeași greșeală. Voi degașa mingea. Oh, un 2 superb, Sanchez în fața golului alături. Mamă, ce frumos a curs această fază. Însă șutul lui Sanchez este modest. Șutul lui Sanchez este chiar modest. Mă așteptam la mai mult din partea sa. Șutul lui Pogba. Castils, ce intervenție. Mandzukic nu-i vine să creadă că tabela indică continuare scorul de 1-0 pentru noi. Șut foarte tare al lui Pogba. Viteză de reacție foarte bună al lui Castils și rămâne 1-0. Pasă, șutul lui Vieirinha, să șude fundaș, șude fundașa lui Vieirinha. Caligiuri. Caligiuri, n-am cu cine. Fault și penalti! Penalti, Wolfsburg, minutul 45! Ce decizie ia arbitrul de a... De astă seară, Mark Clatterburg îl vede pe Lemina atingându-l. Nu știu că a fost de apărat penalti, însă arbitrul englez așa dictează
Și Kelechi Iheanacho în fața unui gol extrem de important. Iheanacho, gol! Gol Wolfsburg! Gol Kelechi Iheanacho! 4 goluri în 2 meciuri și este 2-0! Superb, superb! Atacantul nostru dublă, 2 meciuri, eroul acestui episod, fără discuție, și din minutul 45, Wolfsburg coace cu 2-0! Am revit așadar cu repriza a doua la pauză, avem 2-0, dubla lui Iheanacho, dacă scorul rămâne așa, vom câștiga grupa. Asta, hai Gustavo, Gustavo, șutul blocat, Iheanacho cu altă foarfecă! S-a cam învățat cu foarfecile Kelechi Iheanacho, e și meciul trecut, dacă ieșea și astăzi în fața celor de la Juventus, era senzațional. Dragzăr, pune cireașa pe tortul victoriei! Șut magnific al capitan, al decarului nostru! Șut superb! Buffon plonjează doar pentru camere! 3-0! Ce execuție! Ce frumos! Ce frumos joacă Wolfsburg astăzi! Julian Draxler, gol de poveste și se face 3-0! Ca timp este greșit 3-1. 3-1, dă gol Dybala. Paulo Dybala face 3-1. Greșeala aici lui Castils. Înscriu cei de la Juventus golul de onoare. Este mult prea puțin, zic eu. Vedem aici centrarea. Mandzukic centrează bine. Castils este greșit și Dybala cu toată poarta gol în față. Definește probabil o simplă formalitate. 3-1. Trebuie să fim atenți. Nu trebuie să mai prim goluri. Deci da, este final de meci, 3-1, învingem pe cei de la Juventus și ne califică de pe primul loc. În runda următoare din UEFA Champions League, iată fanii extrem de fericiți, Renato Sanchez și el aplaudă această victorie superbă, vedem fanii sărbătoresc. Știu că echipa lor a ieșit astăzi un lucru mare, însă o victorie mare în fața celor de la Juventus și principalul artizan acestui rezultat este băiatul din imagine, Kelechi Iheanacho, cu o dublă. Dar băieți, acestea sunt statusele de la finalul meciului, dacă vă interesează, după cum vreți, le-am jucat clar mai bine astăzi. Am avut mai multe șuturi, posesia egală, sau tackling-uri au stat destul de bine, au și faultare 4 ori. După cum puteți vedea, acesta este clasamentul din Bundesliga. Suntem pe locul 4 în acest moment, doar 3 puncte de liderul Leverkusen. Cu care am dat extrem de sus, după cum se poate vedea, diferențe foarte mici de puncte între primele locuri. Iată, suntem destul de aproape, suntem la față de locul 12, 107 puncte diferență. Al doilea cel mai bun atac în sub apărare defectuoasă în continuare, 21 de goluri. Ne-am învins pe Juventus cu 3-0. Realul 4-0 cu Club Bruj, iată cerea Club Bruj, nu mai pot ține pasul. Pierd și de aceasta, însă în continuare, dacă ne împart pe noi meciul viitor, s-ar putea să se califice totuși în Champions League. Să vedem clasamentul, deci grupa A, Barcelona și Arsenal. Clar vom merge mai departe, grupa B, Chelsea Sporting clar calificate, grupa C, Bayern München și Atletico de Madrid, echipele favorite, evident, avansează în următoare. Grupa D, iată, noi 11 puncte, Wolfsburg, am câștigat această grupă, Juventus pe 2 cu 7, dacă Juventus pierde meciul viitor, iar Bruges câștigă, Bruges se duce în Champions League, însă dacă Realul câștigă și Bruges face egal sau pierde, Brugesul merge în Europa, nu, iese din Europa, iar Realul dacă o bate pe Juventus, cu 2 goluri diferență, se va califica mai departe în Champions League. Iată ce grupă întortocheată. Grupa E, Real Manchester United, iar pe locul 2 nu se știe exact cine va fi. Grupa F, PSG și Porto, clar. Grupa G, Gladbach și Zenit. Și grupa H, City și PSV, probabil mergem mai departe. Am astăzi ce mesaje mai avem pe aici. S-a terminat suspendările. Ei bine băieți, acesta va fi finalul acestui episod. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like, un share, un coment și să te abonezi la canalul meu pentru a fi la curent cu toate episoadele. Până data viitoare, eu am fost AG Football, toate cele bune. La revedere!